Viața de artist impune sacrificii mari și a înmormântat mama în urmă cu doar 2 zile. Soran a urcat pe scenă alături de buna sa prietenă Iana și au pregătit un moment special. Sorana ne-a acordat primul interviu după pierderea mamei. Trece prin cea mai grea perioadă, dar spune că a urcat pe scenă pentru că muzica o liniștește și îi calmează suferința. A fost o emoție foarte frumoasă în momentul în care Iana mi-a spus despre concert, când a început pregătirea concertului și toată producția care a fost lungă, pentru că și-a dorit să iasă totul exact așa cum a visat. Și printre momentele pe care le-a visat a fost acest moment cu amândouă, cu o piesă scrisă de mine care se numește Îngeri. Este un mesaj foarte puternic și acolo sus în cer sunt 2 mame care așteaptă mesajul acesta de la mine, așa că este un mesaj special și este o seară specială pentru noi. Întotdeauna am emoții, am emoții și pentru ea, am emoții pentru momentul nostru, dar sunt emoții frumoase. De fapt, e o emoție care se numește nerăbdare. Și este foarte frumoasă pentru că este constructivă și te duce în starea asta de creație și de frumos. Și oameni care zilnic Sorana a dedicat momentul mamei pe care a pierdut-o din cauza unei boli nemiloase. Apare această boală care este foarte vicleană și care se numește cancer, apare în multe forme. Iar mama a făcut un mielom multiplu, care a fost foarte bine ascuns și, din păcate, în momentul în care l-am depistat, era mult prea târziu, nu putea să-i fie făcut niciun tratament. Dar mama a avut o viață foarte plină, așa, și a fost o femeie extrem de activă, mergea pe bicicletă chiar cu câteva luni înainte. Și îi plăcea să șofeze. Cei de pe pagina mea de Instagram râdeau foarte tare când o vedeau la volan, pentru că ea nu ținea cont de regulile de circulație. Le inventase pe ale ei. Și știu acum că este într-un loc extraordinar de special, acolo unde cu toții o să ajungem și o să ne reîntâlnim. Nu este așa un moment de tristețe că s-a dus, pentru că știu unde s-a dus. Eu îl știu pe Dumnezeu, știu că nu ne ia niciodată ce încă trebuie sufletului nostru și știu că nu i-a fost furată cumva viața. Știu că i s-a dăruit viața eternă și că e acolo cu tata să-l zăpăcească în continuare de cap. Știu că este cu părinții ei și a iubit enorm tatăl și cumva... Așa se spune că în momentul în care un suflet pleacă, pleacă pentru că și-a îndeplinit misiunea de aici, de pe pământ. Așa că îi doresc doar să vină cu o misiune extrem de frumoasă în continuare și momentan să se bucure de liniște și de toți oamenii care i-au lipsit atât de mult.